Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mirun Manega și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Grigore Vieru. Invitatul meu în această seară este un savant de talie mondială. Nu exagerez cu nimic, o să vă convingeți de altfel și pe parcursul emisiunii. Domnul profesor Denis Buican de la Paris. Domnul profesor este scriitor bilingv, biolog, filozof, istoric al științelor și autor al unei teorii foarte interesante, teoria sinergică a selecției multipolare, despre care, de asemenea, vom vorbi pe parcursul emisiunii, dar nu înainte de a da cuvântul, ca de obicei, invitatului nostru special, permanent și tutelar, domnul Mihai Eminescu. Puțin se îngrijesc de fenomenul, constatat prin date statistice, că populațiunea română scade la număr, că are în fiecare an un plus al mortalității asupra natalității, și că golurile ce le lasă astfel românii sunt suplantate parte prin imigrarea de elemente străine, a căror curgere din Occident e necontenită, parte prin sporirea parazitică a elementului alogen. S-a crezut acum câteva decenii că introducerea formelor exterioare de cultura apuseană va putea suplini lipsa de cultură solidă și substanțială și neajunsurile răsărite dintr-o dezvoltare neregulată a trecutului nostru istoric. Experiența însă a dovedit că introducerea de forme lipsite de cuprins sunt departe de a prezenta o compensațiune exactă a sacrificiilor pe care le cere înființarea, că poporul sărăcește prin risipa de muncă cu totul disproporțională cu foloasele ce le poate culege din aceste inovațiuni. A fost dar natural ca în urma acestei extenuații de putere multele rele endemice și altele de caracter epidemic să se ivească și să decimeze populațiunile. Astfel, rasa românească scade și străinii sporesc. Numărul infirmilor la recrutație a crescut din an în an, țara a fost bântuită de pelagră, de intoxicațiune palustră, de angină, vărsat, toate astea în urma influenței pernicioase ce o exercită asupra sănătății, mlaștinile, locuințele insalubre și neaerate, hrana neîndestulătoare și munca excesivă. Ar trebui, în sfârșit, a se da un atac eroic cauzelor care produc degenerescența și diminuarea populațiunilor. Ar trebui ca interesul general să nu ni se pară o utopie, o acțiune zadarnică sau o idee nerealizabilă. Nepotrivit vor fi fost pentru noi înaintatele forme ale civilizațiunii pripite, introduse ca o plantă exotică pe pământul nostru, dar cu încetul și cu stăruință, cultura se va aclimatiza și din cosmopolită va deveni națională. Am citat din unul dintre ultimele articole scrise și publicate de Mihai Eminescu în presă, un articol apărut în Fântâna Blanduziei la 11 decembrie 1888, puțin timp, cu un an sau mai puțin de un an, cu jumătate de an înainte de a pleca dintre noi. Domnule profesor, aveți ceva de comentat sau aveți vreo opinie despre acest text? Sigur că trebuie 1888. Interpretat textul, că nu trebuie să fie luat de pretutindeni ce e mai rău, ci ce e mai bine. Deci, din punctul ăsta de vedere, selecția selecționatorilor, care decurge din teoria sinergică a evoluției pe care am elaborat-o, este grăitoare și merge în același sens. Din toate țările trebuie luat ce este mai bun, nu ce este mai rău. Să fie o adevărată ierarhie a valorilor, nu o ierarhie inversată de valori, fiindcă astfel de ierarhie inversată de valori, din păcate, se găsește nu numai în România, dar și în Franța, în Occident, în America, în Rusia, în China, pretutindeni. Dacă tot am început așa, voiam să începem altfel, dar dacă toți ați început cu teoria selecționării selecționerilor, sau cu, de fapt, este chiar teoria sinergică a selecției
multipolară. Hai să vorbim despre ea și să o explicăm. În teoria sinergică a evoluției și în biognoziologie, o nouă teorie a cunoașterii... Da, este încă o teorie, că mi se pare că sunteți pionieri în biognoziologie. Care este o urmare a teoriei sinergice a evoluției, de aceea mă găsesc în toate dicționarele lumii, de pildă în Larus de nom propriu, în Robert de nom propriu, în dicționarul Hachette. Din păcate, dintre savanții români se află numai Emil Racoviță, în temeie torus biospeologiei și eu însumi. Sigur că ar fi meritat și alții mai mulți, dar încă o dată spun, din nefericire pentru țara românească, nu se găsesc acolo. E bine, teoria sinergică a evoluției pe care am elaborat-o pornește, adaugă darwinismului clasic și selecționismului clasic, adaugă o verigă la nivel molecular și se urmează cu o selecție multipolară la toate nivelele, la nivelul speciilor, la nivelul biosferei, la nivelul, mă rog, vieții sociale, istorice, politice și, dacă este vorba de viață socială și politică, trebuie aplicată peste tot o selecție adevărată a valorilor, adică o selecție a selecționatorilor, fără de care nu se poate ajunge decât, cum spunea Cioran, vers l'élan, vers le pire, că elanul către cel mai rău. Ori, în cazul acesta, ar trebui să fie luat de pretutindeni, cum spunea și tovarășul într-o poezie, Mihai Eminescu, ce este mai bun și nu ce este mai rău, să spunem așa. Nu trebuie luat tale coale, exemplu din nicio țară, nici din Occident, nici din Orient. Trebuie ales din toate țările ce este mai potrivit și ceea ce este și potrivit locului de baștină în care ne aflăm. Ceea ce poate asimila, mă rog, caracterul general al unei națiuni. Dar, domnule profesor, cine face selecția selecționerilor? Păi aici este o problemă, fiindcă în problema selecției politice, dacă este vorba, selecția politică ar trebui să fie făcută, în primul rând, de partide care nu-și fac nicăieri datoria. Fiindcă dacă și-ar face datoria, ar trebui să prezinte sufragiului universal o preselecție valabilă. Fiindcă altfel ați văzut că ultimile alegeri și din Statele Unite și din alte țări au ajuns la putere, cum au ajuns oameni care nu știu dacă sunt întotdeauna una cei mai calificați și care pot să ajungă, cum spunea altădată o anecdotă și din România, un pas înainte către prăpastie. Da, era în timpul lui Ceaușescu, era asta. Nu că numai, fiindcă perioada cea mai proastă a comunismului din România n-a fost, cum să spune, în Occident, ba și de către unui istrionograf român, spun istrionograf, asta vine de la istrion, saltimbanc, în asta antichitate, adică. Cum spun unii istrionograf și din Occident și din Franța și din România, vorbesc numai de perioada Ceaușescu, nu e adevărat. Prima perioadă Ceaușescu n-a fost bună, dar a fost cea mai bună a comunismului din România. Perioada 65-71, până când s-a întors cu Revoluția Culturală. Perioada cea mai proastă a fost prima perioadă, perioada când baionetele rusești, din pricina complicității vodka-cola, Roosevelt, Stalin, Churchill, au impus prin baionetele armatei roșii dictaturile comuniste până la Berlin. Dictaturile comuniste din așa zisele democrații populare nu izvorăsc din popoare, izvorăsc din teroarea armatei roșii. Nu se vorbește de prima perioadă în care s-au omorât sute de mii de oameni, dacă nu un milion în România, nu se vorbește despre această perioadă destul nici în România, nici în Occident, fiindcă în această perioadă este o complicitate vodka-cola ruso-americană, să spunem așa, da, între Roosevelt, Stalin și epigonii lor. De aceea, să spune, numai perioada Ceaușescu, sigur că a fost o perioadă, mai ales pe 71, când s-a strâns șurubul, a fost o perioadă care începuse să devină negativă, însă prima perioadă, perioada Paucăr, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Drăghici, Gheorghiu Dej, adică prima perioadă din 47 până în 63, când erau și consilieri sovietici și armata sovietică până în 58,
68 în România, prima perioadă a fost perioada cea mai criminală a dictaturii piramidale de tip comunist. Mai există, dacă vezi, adaug o explicație la ceea ce a spus dumneavoastră. Domnule profesor, cei care ne conduc acum sunt urmașii celor care ne-au condus în perioada asta stalinistă. E normal, era firesc să conteste comunismul și să se facă un proces al comunismului, dar au focalizat răul comunist numai pe perioada Ceaușescu, ca să uităm de perioada stalinistă, pentru că care a fost cea mai grea. Care a fost cea mai grea, dar cei care ne conduc acum, nu mai dau nume, că dacă vreți dau și nume. Până la urmă sunt cei, sunt urmașii celor care ne-au condus atunci, până în 63. Și e normal să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. În sfârșit, în 63 a fost un din anii cei mai răi, este vorba de colectivizarea forțată de plină a agriculturii. Ultimul an, 64, după declarația de relativă independență față de pactul de la Varșovia și, mă rog, tendințele de a face din România o țară și mai înapoiată încă și agrară a URSS-ului, după 64 a început o perioadă mai bună, care cu perioada Ceaușescu, prima perioadă 65-71, a fost perioada cea mai bună a comunismului din România, care a culminat de altfel cu discursul lui Ceaușescu din 68, în care s-a împotrivit pactului de la Varșovia, care a invadat Cehoslovacia. Deci a fost un coup de maître al lui Ceaușescu la momentul ăla. Dacă a făcut-o din patriotism sau din... pentru că avea simțit istoric, a simțit oportunitatea momentului. Nu este vorba aici numai de patriotism sau de nepatriotism. Este vorba că orice dictator, și Ceaușescu era un dictator, vrea să fie singurul, că a fost întrebat și în Occident, a vrut să fie singurul dictator în țara lui, nu să fie umbra lui Allah sau a sultanului, ca în timpul fanarioților în fostele țări românești, să nu fie umbra dictatorului din Kremlin. Da. Deci interesul lui personal era ca România să fie cât mai independentă și să joace, deci, un pic politica Brâncoveanului de echilibru între marile puteri, între Rusia, China și Occident. Hai să facem o analogie acum. E foarte interesant. Sunteți primul om care face această afirmație. Deci Ceaușescu a avut un model sau în mod instinctiv. Nu numai că a avut un model, dar asta am spus-o și eu prin prietenul lui Josan, care era directorul Institutului de Cercetări de Cereale și Plante Tehnice de la Fundule, academician, etc. Și m-a întrebat ce să-i spun tovarășului Ceaușescu. Și i-am spus, poți să-i spui că România, fiind o țară mică, trebuie să facă o politică triangulară, adică o politică între China, Rusia și Occident. Problema este că a făcut această politică, dar după 71-72, când s-a dus în China, în Coreea, mă rog, și s-a întors cu mini-revoluția culturală, a schimbat macazul. De ce? Asta și din pricina Occidentului, fiindcă a văzut în criza din Cehoslovacia, în care a protestat, cum știți, din balcon împotriva invaziei rusești acoperită de, așa zisul, pact de la Varșovia în Cehoslovacia, a protestat, a văzut de pildă că Statele Unite, că Occidentul pălăvrăgesc, ca să spun așa, dar nu ajută niciun fel militar, adică nu poți să aibă cârja asta militară a Occidentului. Și de asta eu cred că în parte, eu eram deja plecat la un congres internațional în timpul ăsta, nu mai eram în România din 69, deci cred că din pricina asta s-a întors mai ales către China, oscila între China și Rusia și nu mai oscila către Occident. Deci el a oscila, sau mă rog, s-a îndreptat spre China, pentru că de chinezi se temeau și rușii. Deci și pe urmă chinezii erau mai departe decât sovieticii, deci din punctul ăsta de vedere își puteau asigura un minimum de independență, văzând că nu poate conta militar pe sprijinul Statelor Unite sau Occidentului. E adevărat, dar China era mai aproape totuși decât este acum America, decât sunt Statele Unite, față de care văd că ne raportăm prea obedient, greșesc eu, asta apropo de acordul mutării capitalei
Israelului la Ierusalim. Pentru că așa au zis rușii, așa au zis izraelienii. Noi am fost primii și cred, mă rog, nu singurii, dar printre puținii nu care... Cred că din punctul acesta de vedere, guvernul de la București, țara fostă românească, ar trebui să aibă o politică mai demnă. Nu pot fi acuzat de simpatie pentru iredentistul Orban, cu care strămoși din Transilvania, fiindcă după familia tatei Peligrad și după mama tatii născută Borcea, sunt dintre cele mai vechi familii din Transilvania. Nicolae Iorga a aprobat că prin familia Borcea eram în Rudiscu Basarabi și Radu Sân de Borcea era boier de divan în divanul lui Mircea I Basarab, deci nu pot fi acuzat niciun fel de simpatie pentru iredentismul lui Orban. Cu toate astea, Budapesta și Varșovia au o politică mai demnă care poate ar putea să inspire și București. Da, dumneavoastră, ce credeți? Acceptul nostru, care i-a supărat statele arabe, acceptul nostru rapid, aproape instantaneu, ca de a-și muta, acceptul nostru, nu mai acceptul, acceptul legat de capitala Israelului și de mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Israel. Este o măsură înțeleaptă sau... Adică cum apreciați, pozitivă sau negativă? Eu nu sunt un om politic ca să fac aprecieri de genul ăsta, însă în principiu cred că România, ca și toate celelalte țări, ar trebui să ia în vedere legalitatea internațională așa cum le vede Organizația Națiunilor Unite. Deci nu trebuie niciun fel de grabă și niciun fel de slugărnicie inutilă. Da, hai să ne întoarcem în România. Discutăm și aspectul ăsta, măcar așa, expeditiv. Cum se vede România de la Paris? Sau cum o vedeți dumneavoastră? Eu nu sunt un reprezentant nici al României, nici al Franței, fiindcă într-un fel... Domnule profesor, dumneavoastră sunteți, dumneavoastră înși vă, o instituție. Fiindcă deci, într-un fel mă desolidariz de orice stat. Asta nu înseamnă însă că mă desolidariz nici de poporul român, nici de poporul francez, nici de alte popoare. Eu nu confund poporul cu statul. Însă, asta fiind, mă consider în raporturi contractuale, adică aplic contractul social al lui Rousseau la titlu individual. Cred că ar trebui pus fiecare... Eu ca profesor am fost plătit și în România și în Franța, ca să vorbesc vulgar, ca universitar și cercetător științific. Deci ca profesor de universitate. Deci ar trebui să fie pus fiecare pe curba lui Gauss, adică pe curba de distribuire a probabilităților a propriei profesii pentru care a fost plătit. Dacă m-ar pune cineva pe curba profesorilor de universitate... Știți că majoritatea e mediocritatea, dar nu în sensul unde s-a degradat cuvântul și în Franța și în România. Prin mediocru se înțelege de obicei prost. Nu e adevărat. Mediocru este mijlociu. Deci mijlocia, mediocritatea este majoritatea, să spun. Nu, a spus în alt fel Horatius Flaccus. Nu înțelegea asta prin, când a spus în Aurea Mediocritas, era o cale mediană între extreme. Adică să ai un comportament median, nu era vorba de mediocritate în sensul ăsta. Însă mediocritatea în sensul ăsta este majoritatea, este mijlocia. Deci dacă ca profesor de universitate sau dacă sunteți jurnalist, dacă sunteți plătit cumva ca jurnalist sau în altă profesie, ar trebui pus fiecare pe curba lui Gauss. Eu de asta mă consider în raporturi contractuale cu fiecare stat, în sensul că dacă faci ca toată lumea, cum zic francezii, comme tout le monde, ca toată lumea, atunci ești bine considerat și plătit ca toată lumea, adică ca și categoria ta de profesor, în cazul meu, de profesor de universitate. Dacă faci mai puțin decât media, înseamnă că parazitezi statul sau întreprinderea care te plătește. Dacă faci mai mult,
statul îți este redevabil pentru ce ai dat în plus. Ori eu cred că am dat, cum este și vădit în toate dicționarele lumii și în faptul că sunt tradus din Brazilia până în China și până în Liban și în Grecia, Turcia, Spania, Portugalia, chiar și România, cum știți? Din punctul ăsta de vedere, cred că nu eu sunt redevabil nici statului francez, nici român, nici Europei. Poate statele astea mi-ar fi datoare pentru opera pe care implicit și explicit l-am dat-o, dacă cei mai mulți dintre, să zic așa, slujitorii acestor state, mai ales cei din vârf, ar fi capabili să o înțeleagă și mai ales să o aplice. Fiindcă altfel, precum știți, este o ipocrizie generală. Fiecare spune că este cel mai bun din lume, patriotism. Eu am spus unora din francezi sau români care, de pildă, m-au întrebat, dar cum sunt foarte critic de obicei pentru tot ceea ce este critic, dar cum, nu iubiți România, nu iubiți Franța? Și eu am spus, dar care e criteriu? Dacă iubiți România și Franța, n-aveți decât să le dați o operă mai mare decât mine. Unii spun, dar noi nu suntem genii. Păi atunci de ce n-aveți decența să tăceți? Nu? Deci din punctul ăsta de vedere, eu mă desolidariz de orice stat, nu de popoarele respective. De altfel, asta am arătat-o de mai multe ori și faptul că acum mă găsesc în România, nu m-am desolidarizat niciodată din țara de baștină și de asta am două cetățenii. Pe pașaportul român sunt Dumitru Buican Peligrad, pe pașaportul francez Denis Buican, fiindcă am refuzat în Franța. Asta voiam să vă întreb acum. Am refuzat în Franța să fiu refugiat politic, fiindcă dacă eram refugiat politic, mi s-a ar fi retras implicit cetățenia română. Însă eu am refuzat să fiu refugiat politic, fiindcă da, am spus de altfel și ambasadorului român de la Paris, când mi-a dat pe pașaportul franțuzesc viza ca să vin la Congresul Internațional de Istoria Științelor de la București în 81. M-a întrebat ambasadorul, era flitan, era cam vulgar, dar părea un om inteligent, dar așa. Mi-a spus, domnule profesor, dumneavoastră sunteți în ilegalitate față de România, fiindcă pașaportul român este expirat, era expirat de mult din 73. Atunci eu vă propun, sau renunțați la cetățenia română și atunci vă dau viza pe pașaportul franțuzesc, sau dacă nu, cereți cetățenia, cereți nou pașaport, eu vă înmânez nou pașaport și ajungeți cu pașaportul românesc. Și i-a spus, domnule ambasador, nu fac niciuna nici alta, fiindcă dacă nu mi-a mai reînnoit pașaportul și a fost naturalizat francez în 72 cu titlu excepțional pentru francez, pentru străinul care reprezintă pentru Franța un interes excepțional, articol care cerea un vot prealabil al Consiliului de Stat pe raportul a două ministere, dacă am fost naturalizat francez atunci, acum sunt cetățean francez. Deci dați-mi pașaport, viza pe pașaportul franțuzesc pe care vi-l prezint, fiindcă în Franța sunt francez. Cât despre român, despre pașaportul român, nu vreau să-mi dați viza pe acest pașaport, ca nu cumva să-mi spună că am plecat ilegal din țară sau alte lucruri de genul asemănător, fiindcă eu m-am desolidarizat de dictatura comunistă, dar nu m-am desolidarizat de poporul român și de aceea nu vreau să renunț la cetățenia română. Și așa se face că am rămas cu cele două nume, românește Dumitru Buican Peligrad și în franțuzește Denis Buican. Nu am vrut să mă desolidarizez niciodată nici de poporul român, nici de poporul francez, nici de poporul european. Față de astfel de state mă desolidarizez din ce pricină? Fiindcă nu vreau să fiu considerat solidar cu turpitudinile nici din Franța, nici din România, nici din Anglia, nici din Statele Unite, nici din Rusia, nici din China, din niciun alt stat. Domnule profesor, vorbim despre aceste turpitudini în partea a doua a emisiunii, pentru că partea a întâi a luat sfârșit. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Ioane, 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 ai murit ca milioane.
Ioane, drumul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, George, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român, trebuie să poți. Invitatul meu în această seară este domnul profesor Denis Buican de la Paris. Sau pe românește Dumitru Buican Peligrad. Dumitru Buican Peligrad, pe românește, pentru că are dublă cetățenie, așa cum a spus în prima parte a emisiunii, dublă cetățenie și două nume pe fiecare cetățenie. Stimați-le spectatori, profit de moment ca să prezint numărul 15 din certitudine. Iată-l, așa arată. Avem pe prima pagină, în afară de editorialul lui Eminescu, e timpul să spunem răspicat că i-am, nu, înaintatele forme ale civilizației pripite, iată-l, se vede, cele două articole de pe manșetă, adevăratul portavion este ținutul săsesc, nu ținutul secuiesc, și să nu ne mai facem iluzii, România a fost și rămâne cenușăreasa geopoliticii. În partea de jos avem un articol scurt, o declarație a lui Emil Cioran. E timpul să spunem răspicat că i-am ajutat pe evrei să nu fie decimați. Și un senzațional text al profesorului Colceag, Menageria primatelor politice. Mergem mai departe. Miron Manega, toți suntem proști din când în când, chiar și Andrei Pleșu. Apropo, fraza toți suntem proști din când în când îi aparține lui Andrei Pleșu. Dar chiar și domnia sa intră sub incidența acestui aspect, să zicem așa. Ioan Roșca, slăbiciunile naționalismului. Dan Puric, Timișoara, schimbarea, omul urât și bolovanul de râu. Un alt articol, Timișoara, schimbarea gărzii. Bine ați venit în Neocacania. Neocacania, pentru cei care nu știu, este denumirea populară a Imperiului Austro-Ungar, de la cele două cauri. Kaiserliche und, cum, nu știu, e nemțește, nu știu nemțească, iar popular se, de la cele două cauri se spunea Cacania. Constituția cetățenilor pe înțelesul tuturor, Constantin Cojocaru. Dreptul la identitate. Majoritatea românească nu trebuie să se bucure și ea de acest drept. Mai departe, motorul cu apă, o invenție pe care nu o cumpără nimeni. O să vedeți în certitudinea că sunt trei invenții de similare. Sunt trei motoare care funcționează cu apă, realizate de trei inventatori români diferiți. Dan Zanfirescu, Mircea cel Mare, părintele României Mari. Apoi, genocidul comunist, anihilarea rezistenței din Banat. Un alt text scris de subsemnatul, România Alcatraz, deportările în Bărăgan și chibuțurile Groazei, succesul și eșecurile mancurtizării. Nicolae Steinhardt, despre stilurile ortodoxiei și treptele iertării. Raluca Prelipceanu, dreptul de a gândi. Concluzie științifică la Petersburg, rugăciunea vindecă bolile. Un raport, mai departe, este pe la pagina 9, un raport al convorbirii lui George Brătianu cu Hitler, un raport în care Adolf Hitler spune, printre altele, problema capitală care domină totul este lupta împotriva bolșevismului, capitolul document. Dugin recunoaște că moldovenii și românii sunt același popor, dar îi dorește uniți în Imperiul Eurasiatic. Cătălin Berenghi, Poliția Morală, Adio Mega Moschee, Mircea Șerban, Stupid People, Lucian Ciuchiță, Uniformizarea Gândirii, Răzvan Codrescu, Cine se teme de naționalism? Face un bun pandant cu articolul lui Ioan Roșca, Slăbiciunile naționalismului. Noghi Otilo, Meditațiile unui secui, despre educație, educator și Dumnezeu, Semințele Logosului. Și în sfârșit Lucian Blaga, Contrapropaganda este de fapt o scrisoare a lui către Ministerul de Externe român din 1938, pe când era atașat de presă la Berna. Și acum revenim la emisiunea noastră. Domnule profesor, rămăsesem la ce rămăsesem? La impostorii care conduc politica, sau cum îi numea Eminescu, acești netrebnici care ne conduc.
Eu cred că ar trebui să începem însă, încheind capitolul ăsta, fiindcă cred că cunoașteți mai bine impostorii de aici sau poate și de altundeva decât mine. Eu nu sunt în general în legătură cu astfel de impostori, deci nu v-aș putea aduce alte argumente decât cele pe care le găsiți și dumneavoastră în viața practică sau în jurnale. Această impostură generală în Occident, în Orient, este datorită neselecționării oamenilor. În teoria sinergică a evoluției pe care am elaborat-o, am vorbit tocmai despre selecția selecționatorilor. Când selecția selecționatorilor nu este bine făcută de jos în sus sau de sus în jos, se ajunge la astfel de situații anormale, nu numai în România, ci și pretutindeni. Uitați-vă și la Statele Unite, și la Anglia, și la Franța, și la Germania, și la Rusia, și la China, și la alte țări. Asta rău de pretutindeni nu scuză rău de sau viceversa, însă trebuie ca eventual să se facă o adevărată selecție a selecționatorilor. Cum, domnule? De altfel, cum? De altfel, ar trebui să se înceapă cu, cum am spus, ca partidele politice să-și facă datoria și să prezinte deja o preselecție a alegerilor generale, fiindcă altfel în România s-a ales și înainte, cum spunea Caragiale în Cetățeanul Turmentat, în Scrisoarea Pierdută, singurele alegeri cu adevărat patriotice din România, celelalte au fost ca în Cetățeanul Turmentat sau în Scrisoarea Pierdută a lui Caragiale, au fost alegerile care au adus la unirea din 1859, când tinerii mari boieri au votat împotriva intereselor lor, adică interesul era să aibă două guverne, să aibă mai multe ghișefturi, etc., în timp ce alegând pe Cuza în Moldova, dar și în Muntenia, s-a ajuns la un guvern unic și la unirea principatelor. A fost singurul, după câte știu din istoria țării românești, un vot rațional. După asta, încă o dată spun, citiți pe Caragiale, nu aveți nevoie de altă, cum să zic, de alte critici, fiindcă Caragiale în criticile pe care le-a făcut a dat o radiografie imortală a demagogiei românești și universale. Nicăieri nu este o adevărată democrație, fiindcă nicăieri nu este o adevărată separare și un adevărat control de puteri. De asta eu sunt de acord cu două aserțiuni a studenților francezi din mai 68, știți, din revolta studențească. Da, da, da. Vi le spun în franțuzește, dar le pot traduce și în românește. Sunt police partout, justice nulle part, poliție pretutindeni, justiție nicăieri și election piège à con, alegeri curse pentru dobitoci. Fiindcă altfel alegerile generale nu spun nimic, dacă nu se poate face, alegi de fiecare 4 sau 5 ani sau 7 ani, puneți ce vreți, pe cei care promit mai mult și țin mai puțin. Deci sunt demagogii polițiste, oligarhice și plutocratice pretutindeni, dar nu adevărate democrații. Asta vorbesc pentru Europa de 27 sau de 28, pentru Statele Unite, Canada și Australia, fiindcă celelalte țări din Asia, Africa, America Latină sunt mai degrabă dictaturi mai mult sau mai puțin militare, spoite cu alegeri mai mult sau mai puțin libere. Problema este și să pună teoretic dacă o adevărată democrație e posibilă, fiindcă acum nu s-a văzut niciodată o adevărată democrație. Cum știți, și în Atena Eladi, așa zisa democrație, a durat vreo 20-30 de ani, cât a domnit, să zicem așa, Pericles, care era un mare aristocrat. Restul a fost demagogia care l-a condamnat pe Socrate și care a făcut războaiele pe care le cunoașteți, chiar în războaiele civile din interiorul Greciei. Însă, din păcate, mai este încă o problemă. Și în Franța se pune și în România. De pildă, a fost trăit la Paris din 69, când am plecat la un congres internațional și când, precum
spuneam în unele din articolele mele, Pompidou și Chaban Delmas era președinte al Republicii și prim-ministru, m-au invitat să îmbogățesc țara cu prezența mea. Cum știți, am refuzat să fiu refugiat politic, deci a fost naturalizat. Am văzut documentele. Și din punctul ăsta de vedere... Asta e și o lecție de demnitate. Dar din punctul ăsta de vedere am întâlnit și în Franța, care să zice pe drept sau pe nedrept, țara drepturilor omului. Vorbeam odată cu Robert Badinter, fostul ministru al justiției și președinte al Consiliului Constituțional din Franța, în Jardin de Luxembourg, grădina senatului, unde el era senator atunci, și cineva își spune: "Ah, la France, le pays des droits de l'homme." A, Franța, țara drepturilor omului. Și Badinter a răspuns: "Franța, le pays de la Declaration de droit de l'homme." Franța, țara declarațiilor drepturilor omului. Fiindcă e departe și ea de drepturile omului. Ca să vă dau o pildă, prefectura de poliție din Paris se comportă abuziv ca o dictatură sectorială, să spun, sau ca o celulă canceroasă. De pildă, am condamnat-o pentru abuzuri în justiție contra mea, însă abuzurile au reînceput. De ce? Fiindcă condamn, să zicem, prefectura de poliție în fața unor instanțe judecătorești, la amenzi. Dar cine plătește? Nu știu dacă și în România e la fel. Noi, contribuabilii, de ce nu se întoarce statul francez sau român împotriva polițistului culpabil să plătească pe propria-i pungă? Dacă ar face astfel, astfel de abuzul nu s-ar mai repeta. Pentru că astfel de interveni răzbună răspunderea personală. E în dezbatere publică, la magistrați. Nu, eu cred că ar trebui să fie peste tot, nu numai la magistrați, la polițiști mai ales, în toate profesii, la miniștri, de ce nu la deputați, să fie răspunderea personală. De ce? Nu numai fiindcă statele plătesc greșelile individuale, dar ne obligând statele, adică noi, contribuabilii care plătim impozite, însă obligând funcționarii culpabili din poliția abuzivă din Paris sau de altundeva să plătească pe propria pungă, n-ar mai repeta abuzurile, în timp ce astfel aceiași funcționari sau epigonii lor fac aceleași abuzuri, fiindcă nu li se întâmplă nimic. De ce nu? Poate or să fie decorați aici cu Stea României, acolo cu Legiunea de Dezonoare sau cu Ordinul Demeritului. De ce nu o să fie, în loc să fie penalizați, pot fi chiar decorați, să spunem așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, de asta se fac dictaturi sectoriale. Astea, de altfel, nu sunt cu totul noi din punct de vedere statal. Pentru cei care știu un pic istoria, istoria franțuzească, istoria românească, puneți ce vreți, astfel de dictaturi sectoriale au existat întotdeauna. De pildă, dacă regele era foarte puternic, era un dictator. Da. Lui XIV, regele Soare, era un dictator. A persecutat pe protestanți în interiorul țării, a bombardat în Olanda, în Germania, țările principesei palatine, etc., etc. E bine, dacă regele era slab, erau dictaturi sectoriale, adică baronul, contele, marchizul, ducele făcea legea pe fieful lui. La noi cum e, domn profesor? Acum. Păi este ca în toată Europa o demagogie polițistă, oligarhică și plutocratică, unde se pot găsi dictaturi sectoriale. De pildă, să vorbim în geopolitică, internațional. Știți foarte bine că criminalii de război Bush și neoconii au atacat Irakul pe lucruri mincinoase, că Saddam Hussein are arme de distrugere masivă, minciunea serviciilor speciale americane folosite de Bush și de Camarilla de acolo. E bine, în Franța, criminalul de război Sarkozy, Bernard-Henri Lévy, Cameron și Obama au atacat Libia. Ce au făcut? Bineînțeles că Gaddafi, ca și Saddam Hussein, erau dictatori și odioși. Dar când dictatorii sunt înlocuiți cu războaie civile, care sunt și mai odioase decât dictatorii și care durează și mai mult, în țări mai ales
tribale sau cu etnii și cu religii diferite erau previzibile, ajungi la ce s-a ajuns. De ce s-a ajuns la această situație universală, geopolitică, negativă, pe care o vedeți oglindită și în politica lui Trump, care, de pildă, nu se ocupă deloc de ecologia globului, vrea să desfacă raportul internațional nuclear cu Iranul, etc., etc. Vrea să penalizeze Europa la oțel și nu putându-se ajunge la astfel la un război economic dăunător pentru toți. De ce se întâmplă astfel? Fiindcă sunt dictaturi sectoriale de altă natură. Cine a câștigat din războaiele astea și din toate crimele? Cine a câștigat? Sunt vânzătorii de moarte, complexul militar-industrial care plătesc pe corupții la putere în vârful multor țări. Cine a pierdut? Nu sunt numai cei de pe loc care au fost omorâți cu zeci sau cu sute de mii în războaie civile. Noi, cetățenii de pretutindeni, care prin impozitele noastre plătim avioanele și armele care se părăduiesc pretutindeni. Da, cipurile ca să ne apărăm. Păi da, dar n-ar fi trebuit să se ajungă într-o astfel de situație. Ar fi trebuit să se ajungă la un echilibru internațional multipolar. Adică nu pot o singură putere, oricare ar fi, Rusia sovietică, China, Statele Unite, nu pot dicta ca un fel de dictatură universală decât dacă se bazează pe slugărnicia celorlalți dirigenți din Europa, din Asia, din Africa sau de altundeva. La această situație negativă s-a ajuns fiindcă nu s-a făcut o adevărată selecție a selecționatorilor nici în politică, nici în academii, nici în universități. De altfel am scris o carte în Franța care a arătat lucrurile acestea în universitate, l'Université Vache Folle Sacrée de la République, publiat în Franța în 2004, dacă nu mă înșel, în carte în care am arătat că în universitate de cele mai multe ori se întâmplă o selecție negativă. De pildă și cazul personal. Probabil că n-aș fi ajuns niciodată profesor de universitate în Franța, nu numai dacă nu-i depășeam pe ceilalți, dar dacă n-aveam și titlurile care îi depășesc. De pildă în Franța sunt doctor de stat în științe naturale, care e cel mai mare titlu din lume în domeniul ăsta, și în același timp și doctor de stat în litere și științe umane de la Sorbona. Ori ca să fii profesor de universitate, un singur titlu ar fi ajuns. Deci a trebuit să am două titluri, mai mult decât, să zicem, colegii francezi, ca să nu mai vorbesc de români, ca să fiu profesor la Universitatea din Paris. Iar când am plecat la pensie, în locul meu, în loc să fie ales cel mai bun elev, profesorul Cédric Grimoux, au ales pe unii dintre cei mai proști. De ce? Așa se întâmplă și aici, în academie, în universități, dar pretutindeni. De ce? Fiindcă asta, dacă alegi mai puțin bun decât mediocritatea care alege, înseamnă că nu fac umbră celor care aleg. Adică nu vreau să aibă după un profesor care avea reputația internațională pe care o am, care era în toate dicționarele, care este tradus în mai toate limbile principale ale lumii, nu vrea să aibă pe elevul lui cel mai bun ca să facă umbră juriului care era în prezență. Și cu prilejul ăsta au distrus singurul post de istoria științelor biologice din tot SNU, adică din toată ordinea de istorie din Franța. Adică au preferat să saboteze istoria științelor în istoria contemporană franceză ca să nu aibă un alt profesor care face umbră mediocrității de acolo. Să înțeleg că dumneavoastră ați fost ultimul vârf? Eu am fost cel care a întemeiat disciplina asta care era necesară, gândiți-vă și dumneavoastră. Adică în istoria contemporană poți să faci istorie fără să vorbești de istoria științelor? Păi da, sau fără istoria biologiei, care intră nu numai în lucruri teoretice, dar este geniu genetic. De altfel, în geniu genetic, de aici am început cu teoria sinergică a evoluției. Adică, spre deosebire de ceilalți și de darwinismul clasic, am arătat că este o selecție multipolară la nivel genotipic,
contra lui Monod, contra geneticianului celebru premiu Nobel Jacques Monod, care a spus în cartea Le Hasard et la Nécessité, publiée în Franța, Hazardul și Necesitatea în 70 la Seuil, spunea că nu se poate interveni la nivelul genomului uman, fiindcă e microscopic. Și atunci am scris un articol de la Nouvelle Revue Française în care a spus de ce? De ce să ne tăiem sub picioare canga viitorului, fiindcă în selecția multipolară se poate face și la nivel molecular, deci am avut dreptate în genetica moleculară, eu m-am ocupat de radiogenetică, contra lui Monod, premiu Nobel în domeniul acesta, care spunea că nu se poate interveni, iar în 74, practica mi-a dat dreptate, fiindcă au început manipulațiile sau geniul genetic la nivel molecular în laboratoare. Iar asta stă la bază, teoria sinergii. Deci se pot face manipulări? La nivel microscopic, la nivelul molecular. Deci aceste manipulări stau la baza geniului genetic și biotehnologiilor. Deci înseamnă că teoria sinergică a evoluției a prevăzut contra lui Monod, să zicem, descoperirile și a dat un cadru teoretic descoperirilor care au dus la geniul genetic, adică, sau la manipularea genetică, dacă vreți să-i spuneți astfel. Ceea ce spuneți dumneavoastră s-a recunoscut la nivel științific mondial? Bineînțeles că e recunoscut, da. Din moment ce teoria sinergică a evoluției a intrat în Larousse, a intrat în Robert, a intrat în dicționare universale. Nu? Ca și biognoziologia, care a intrat tot așa în dicționare universale. De asta mă găsesc în dicționarele universale Larousse de nom propre sau Robert de nom propre, Larousse de nume proprii și Robert de nom proprii, mă găsesc printre savanții români, din păcate, numai eu și Racoviță. Ceilalți, asta probează și faptul că, mă rog, Balade nu e. El este, dacă savant american. Da, ca să nu contează, este. El este, da. Savant. Coandă nu este, de pildă. Nu e? Nu. Are Coandă? Nu. Nici oameni pe care i-am cunoscut altădată la Academie, ca fostul meu profesor și prieten, academicianul Ionescu Sisești, care era de o altă valoare decât un David Davidescu, care a scris o agrochimie plagiată, sau, mă rog, ca discipolii lui Hera sau alții care au făcut despre mine note Hera informative. Era unul dintre cei care au dat raport despre dumneavoastră. Au dat raport. Eu nu mă așteptam din partea lui. În 81 când am venit la un congres internațional, am telefonat la Hera, care era director adjunct sau director la Institutul de Cercetări unde lucrasem, fiindcă fiind cu pașaport franțuzesc, trebuia să cer voie să mă duc la un institut, iar el, mă rog, s-a eschivat. În schimb, am găsit în dosarul de la Securitate, la Axensas, am găsit... Următoarea formulare despre dumneavoastră. Este un element... cu așa și reacții imprevizibile, fiind pretabil la acțiuni cu caracter dușmănos. Nu, la el am găsit, nu, dar a spus și faptul unde eram, mă rog, că am scris în Le Monde, în Figaro, articole ostile, dar de unde știa asta dacă nu colabora cu Securitatea, să spunem așa? Dacă scrieți articole ostile, dumneavoastră ați scris articole critice. De unde știa el din țară, ia spunând că sunt articole ostile, arunca o lumină negativă și asupra mea, dar mai ales că am scris despre un biolog de atunci, Alexandru Ionescu, care nu era lăsat să ajungă în Occident. Deci era un pericol pentru acesta, să spunem așa, care era în țară. Pentru mine, să zicem, nu era un pericol direct, dar după părerea mea este un denunț calomnios făcut Securității. Cu toate astea, nu este declarat colaborator oficial, fiindcă probabil, spun ei, am vorbit la Cânsas sau cum îi zice comitetul. A fost directorul Institutului de Cercetare pentru Cereale și Plante. Iar acum a fost vicepreședinte sau este, cred încă, vicepreședinte la Academie. Iată unul din exemplele după David Davidescu, pentru care am o idee negativă, fiindcă așa zisul lui tratat de agrochimie a fost plagiat din alte limbi. Iar eu am, când m-au dat afară de la Institutul Agronomic, adică cu toată originea nesănătoasă, cum se spunea în vremea, da, aia, fiindcă tata a fost un boier filantrop arestat în 48, când a fost dat afară din toate reședințele și ucis în închisoarea de la Caransebeș și în 51.
E bine, cu toate astea considerat ca fiind decepțional, am putut să studiez. Am fost la 16 ani jumătate prin concurs, student la prima facultate, inginer agronom am fost la 21 de ani și tânăr asistent la recomandația fostului meu profesor și prieten, academicianul Ionescu Șișești. Am fost dat afară în 57 pentru origine nesănătoasă, fiindcă era în perioada 56 când a fost numit asistent, când am terminat studiile, era o perioadă de relativă destalinizare pe raport. După asta, șurubul a fost din nou strâns după afacerea din Ungaria. După adică, 50, da. Adică nu mai puteam să fiu un raport, spuneau, cu studenții. Și atunci, tot la recomandarea profesorului Sisești, am fost numit cercetător științific și cercetător științific principal la Fundulea, unde Giosan era direct, la Institutul de cercetări. Domnule profesor, va trebui să luăm din nou pauză, că s-a terminat și partea a doua a emisiunii. Reluăm în partea a treia de aici. Stimați telespectatori, ne revedem peste câteva minute. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Invitatul meu, savantul de talie mondială, Denis Buican, de la Paris. Domnul S-au profesor... Sau Buican Peligrat. Peligrat, da. Trebuia să vă spun numele românesc integral. Sunt filo-european, domn profesor. Am pus ghilimelele, că nu, mai bine, că nu sunt deloc. Cu atât mai bine. Da. Rămăsesem, domn profesor, la... Darea mea afară de la Institutul Agronomic în 57, după înăsprirea din universitate datorită mișcărilor din Ungaria, da, pe care le cunoaște. Da. E bine, atunci am avut pe semnătura academicianului David Davidescu, care în agrochimie era, după părerea mea, incompetent, deși a avut cele mai înalte titluri în Academie aici și în universitate, era prorector cu încadrările și am semnătura lui pe dare afară din Institutul Agronomic din 57. Atunci, la recomandarea profesorului Sisești, am fost luat cercetător și cercetător principal la Institutul de Cercetări pentru Plante Tehnice, Cereale și Plante Tehnice de la Fundulea, unde director era Giosan, iar acolo am condus până în 60, când a fost dat afară și de acolo, laboratorul de genetică și de fiziologie din institut, unde am creat și un laborator de radiogenetică distrus imediat după plecarea mea, să spunem așa. Atunci am reușit să împiedic o foamete în România, fiindcă se importase sute și sute de soiuri de grâu și de hibrizi dubli de porumb din străinătate, iar cercetătorii au dat după producție o listă de raionare, să spunem. Da. Iar eu am tăiat pe lista respectivă tot ceea ce era nerezistent la secetă sau la ger, fiindcă soiurile pot fi productive în anii normali, dar dacă vine un ger, se distruge, să zicem, tot grâu și rămâi în foamete ca în Moldova în 46 sau în Ucraina. Deci am împiedicat atunci o foamete în țara românească. De altfel, Giosan mi-a spus: ascultă, măi, frate, el vorbea ardelenește, era de la Alba Iulia, nu era un om rău, dar nu era competent științific. Zice: ascultă, măi, frate, cum ai tu origine socială nesănătoasă, dacă sabotezi, ajungi în închisoare. Adică dacă sabotam, în ce spuneam, cu raionare. Eu am spus: nu-i nimica, cum semnăm împreună, că el era directorul institutului, ajungem împreună. Zice: nu mai spune așa, vrei să ne audă ăștia și să ajungem în închisoare? Fiindcă cu toate că era director, cu toate că îmi spunea câteodată pe la orele 4 dimineața, am telefonat, zice: du-te, măi, frate, la Fundulea. De ce, zic, ia foc institutul? Nu, dar o să vină cineva să ia un interviu, nu-i lăsa pe ea, că eu plec. Dar unde pleci? Păi, dar eu sunt foarte ocupat, toată săptămâna plec la vânătoare cu tovarășul Ceaușescu.
Deci, da, era prieten cu Ceaușescu, ajunsese academician, până la urmă am ajuns, eu nu mai eram în țară, ajunsese și președintele Parlamentului, dar nu era om rău, însă, mă rog, m-a dat afară în cele din urmă, fiindcă lucrările semnate Josan Buican, gurile rele spuneau că semnătura lui Josan ar fi practic semnătura lui Buican, sau mă rog, da, adică... Sau, e bine, adică lumea știa. Lumea știa că practic el conducea lucrările mai mult așa, din, fiindcă nici n-avea timp de altfel. Se ducea la vânătoare, am înțeles. Și în alte părți, să spunem așa. Era membru Comitetul Central, era peste tot. E bine, în modul ăsta am putut în timpul acela să scutesc unele greutăți agriculturii românești. În 60 am fost retrogradat la Facultatea de Științe Naturale a Universității Asistent, dar susținând doctoratul, primul doctorat în genetică din România în 61 la 26 de ani, am devenit lector și printre cei mai tineri conferențiari înainte de 33 de ani, când am plecat în 68-69 la un congres internațional în Franța și apoi în Olanda și unde am rămas la invitația președintelui Pompidou și a primului ministru Chaban Delmas. În Franța am susținut primul doctorat de stat în științe naturale 70, pe care l-am făcut să parvină în franțuzește din România cu date din laboratorul pe care l-am creat la Fundulea. Bineînțeles, a fost susținut cu calificativele maxime 70, fiindcă, mă rog, eram invitat de profesor Roger Gautheret de l'Académie des Sciences din Franța să țin o astfel de doctorat, să susțin un astfel de doctorat. El mă cunoștea din 64, din care am trimis oarecum ilegal în Franța la Academia de Științe o comunicare științifică pe care el a prezentat-o. Deci mă cunoștea încă din 64 după lucrări. Ajungând la Congresul Internațional de la Paris, m-a invitat să susțin, i-am trimis din România teza pe care am susținut-o în aprilie 70 în Franța, la câteva luni după venirea la Paris în 69. Atunci am refuzat să fiu, cum v-am spus, refugiat politic și am fost naturalizat cu titlu excepțional. Au început o serie de intrigi în universitățile franțuzești, care s-au terminat numai la Universitatea din Paris Dis în 83, și unde am dat și în România ca și în Franța o operă care a avut un răsunet internațional. În România am dat o carte, pe lângă multe lucrări, zeci de lucrări publicate științifică, și o carte în care am criticat pentru prima dată biologie generală, genetică și ameliorare, publicată în 69 la editura didactică și pedagogică, unde pentru prima dată am criticat afacerea lui Senko și din punct de vedere filozofic, să spunem așa. Da, spuneți-mi cine era acest pseudo-savant sovietic, Lysenko. Era biologul favorit al lui Stalin, care susținea teoria în evoluție, teoria bondului, adică a saltului, care ajunge ca grâu să se transforme în secară, secara în buruiene, adică teorii absurde care vroiau, aprobate de Stalin, care a distrus în URSS și în România laboratoarele de genetică între 35 în URSS și în România între 48 și 65 în toate universitățile. Deci era o absurditate perfectă. Atunci au găsit moartea în Rusia, să zicem, Vavilov, cel mai cunoscut biolog rus de pe vremea aia sau sovietic, și Lysenko a fost nu numai un criminal, a fost un pseudo-savant, un falsificator susținut de dictatura comunistă a lui Stalin, stalinistă, și de teroarea Uniunii Sovietice, care s-a primul critic al acestei, da, acestui pseudo-savant. Pentru prima dată am făcut o astfel, e cartea, prima carte care în lagărul socialist a criticat afacerea lui Senko, să spunem așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, am fost trecut, cum ați văzut, printre biologii rezistenți, mai ales că am luat în 57-58 în laboratorul de la Fundulea pe care îl dirijam pe cei 3-4 biologi care au fost dați afară de la universitate. Ce înseamnă biologie rezistență, domn profesor?
înseamnă că cei care au rezistat teoriilor criminale al lui Senko și teoriilor false și care au avut curajul ca mine să încadreze oarecum în laboratorul lor pe toți cei studenți dați afară pentru origine socială nesănătoasă din Facultatea de Biologie. Ar trebui să-i și numim. Ar merita, nu? E o listă nu-i foarte mare. Alexandru Borza, mă rog, Constantin Motăș. Mă rog, pot fi numiți pe primii pe care îi numiți, i-am și cunoscut, pe ceilalți îi puteți prezenta, fiindcă este deja articolul pe care îl citați, publicat într-o carte, da, în arhivele de la cercetătorilor care cercetează arhivele securității. Asta fiind, vreau să vă mai spun că în Franța am scris nu vreo 40 de cărți, că nu numărul asta contează. Hai să vedem ce cărți a scris. Că nu numai numărul contează, le puteți arăta de altfel cărțile scrise la publicului, dacă vrea să le vadă, cel puțin copertele lor, da. Însă nu este vorba aici de numărul cărților, fiindcă eu sunt pentru valoare, nu pentru operă kilogram, adică mai mult decât toate tratatele de chimie din toate secolele, ca să nu mai vorbesc de tratatul așa zisului savant David Davidescu de agrochimie, care a fost plagiat din Anglia și din Rusia, să nu mai zic de aceste lucruri, decât toate tratatele de chimie din toate timpurile, cred că mai valoroasă este o singură pagină, tabloul lui Mendeleev. Da. Așa este. Deci din punctul ăsta de vedere cred că numai valoarea contează. Am scris cărți publicate și traduse pretutindeni, însă dacă poate am adus o valoare în domeniul acesta, este faptului că am adus o nouă teorie evoluției, teoria sinergică, și o nouă teorie a cunoașterii, biognozologia. Deci nu numai prin numărul de cărți sau prin traducerile internaționale de care vorbim. Totuși, haide să enumerăm. Probabil că din punctul ăsta de vedere, într-un fel, de asta am ajuns să fiu ca un écorché vivant, cum un jupuit de piele de viu, cum se zicea în franceză, fiindcă am unit cu luciditatea savantului, pardon, a omului de știință, am unit sensibilitatea poetului, fiindcă, precum știți, am publicat și în Franța 2-3 volume de versuri și în România mai multe volumuri de versuri, care probabil zac uitate pe undeva, fiindcă în critica românească, de pildă, nu mai avem criticii de valoare pe care i-am cunoscut și eu personal. De pildă i-am cunoscut personal pe George Călinescu, care era de o inteligență și o cultură sclipitoare, avea el, să spunem așa, ciudățeniile lui, dar în ce privește cultura și sclipirea, istoria lui a literaturii române rămâne un monument. L-am cunoscut pe Șerban Cioculescu, de pildă, care avea gust, iar pe Vianu l-a cunoscut. L-a cunoscut pe Tudor Vianu, care de altfel a spus când era director la Biblioteca Academiei, m-a invitat să stăm de vorbă și am adus în text manuscris poeziile mele și a spus că ziua în care am adus ar trebui să le noteze cu o piatră albă, să spunem așa, dar m-a sfătuit să nu încerc să public în România, unde totul s-au publicat în câteva reviste, fiindcă ar trebui să mă prostituez regimului comunist. Adică va trebui să faceți compromisuri. El m-a sfătuit, astfel mi-a spus Tudor Vianu, că Călinescu avea și el subiectivitățile lui, dar în istoria literaturii române, repet, ce a spus cu un stil admirabil, rămâne ca un monument dedicat literaturii românești. Din păcate, de asta cred că ceea ce scriem, ceea ce am făcut, și în poezie, și în știință, și dacă sunt în toate dicționarele, n-am făcut mare lucru, fiindcă văd la aproape 84 de ani ce vedea Bolivar pe patul morții, că am arat valurile mării. Adică noi scriem, suntem citați, am avut dreptate contra unui premiu Nobel în biologie moleculară, Jacques Monod, am avut dreptate contra unui alt premiu Nobel celebru, Conrad Lorenz, în etologie comparată în teoria imprintingului, amprentii. Conrad Lorenz a spus ceva care a fost luat de toți etologii, ceva absurd, a spus, de pildă, în teoria amprentii, că puiul de
bobocul respectiv, el lucra cu gâște sălbat sau altul, sau alt animal, ea amprenta pe părintele adoptiv. Deci că ea amprenta și de obicei, dar și sexuală a părintei. Este fals, asta este dovedit de pildă prin experiența mea de țăram, de Danubiu, să spunem așa, și de Carpați, fiindcă am văzut altădată în ferme și în propria noastră gospodărie de la Moșia, de la Mamura, că de obicei rațele domestice, știți că nu clocesc, de obicei găinile, cloștile clocesc ouăle și bobocii de rață când ies merg în apă cu toate astea și nu iau amprenta, să spunem așa, pe găini, nici erotică, nici altfel, să duc în cârduri de rațe mereu. Dar asta era dovedit din noaptea veacurilor. Eu de asta sunt mirat că savanți așa de mari pot face astfel de greșeli. Puiul de cuc, de pildă. Știți că el e născut în cuiburi străine. Da, 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 da. Deci nu-și cunoaște specia de, și se întoarce mereu specia de origine. Fiindcă dacă s-ar uni cu specia de adopțiune, ouăle n-ar avea sămânță. Deci e curios că eu închipui de ce. Nu cred că sunt mai inteligent sau mai savant nici de cum, nici decât Conrad Lorenz, nici decât Jacques Monod. Însă din punctul ăsta de vedere sunt mai modest. Nu modest în raport cu alții, fiindcă nu vreau să dau o primă prostie sau necinstie românești sau franțuzești. Adică nu sunt modest în comparativ. Însă sunt foarte modest în teoria cunoașterii, adică nu cred că știința se oprește nici la Darwin, nici la Monod, nici la Buicam, nici la altcineva. Știința, ca și gândirea omenească, este într-un pantarei heraclitic, adică într-o curgere eternă care nu se oprește la niciun dintre noi. Aveam impresia că Monod, pe care l-am cunoscut personal, ca și Jacob, de altfel, care avea idei preconcepute, sau Lvov, care, mă rog, avea idei și mai fixe, să spunem, e bine, aceștia aveam impresia că ei cred că știința se oprește la ei, adică unde știu ei știința, adică avea o viziune dogmatică. Da. Eu am o viziune dinamică asupra științei, iar în absolut, dacă în relativ nu sunt deloc umil, nici modest, în absolut sunt absolut umil, adică nu cred că știu mai mult decât paharul ăsta de apă pe care îl vedeți, decât o plantă sau decât alt animal. Din punctul ăsta de vedere sunt de acord într-un fel cu celebrul filozof Leibniz, care spunea foarte bine într-un fel că din punctul ăsta de vedere lumea este cum este, deci nu putem niciodată să ajungem la o adevărată cunoaștere, adică la rădăcina. Nu putem niciodată să știm de ce este ceva mai bine decât nimic, să spunem așa. Și mi-am adus aminte în timp ce vorbeați că spunea de fapt același lucru, dar văzut din partea cealaltă. Ion Creangă zice, avea o vorbă, știu că sunt prost, dar când mă uit în jur, încep să prind curaj. Nu, eu nu încep să prind curaj, nu, eu sunt într-un fel... De problema de relativitatea poziției. Într-un fel sceptic, adică e adevărat că pe scară comparativă nu vreau să fiu modest, să nu dau prostii românești, franțuzești sau universale o primă, însă din punct de vedere absolut, sunt de o modestie totală, fiindcă nu cred că știu mai mult decât masa asta pe care o vedeți, să spunem așa. Eu de asta sunt ceea ce se numește în filozofie agnostic și de asta am rămas un combatant pentru, un luptător pentru libertate de la vârsta de 7 ani, când am fost împotriva trecerii Nistrului și alături de memorandul lui Iuliu Maniu, care spunea că nu trebuie trecut linia, adică trebuia recucerită Basarabia răpictă de pactul Ribbentrop-Molotov, dar oștirea română ar fi trebuit oprită la Nistru, nu să treacă, cum spunea Antonescu, alături de puterile Axii și să omoare în Transnistria sau nu știu unde sute de mii de români, să spunem așa, pentru nimica toată, fiindcă se vedea deja că războiul era pierdut de către Germania. Când ataci Rusia, când Anglia există încă, să știe ce a pățit și Napoleon când a luptat. Dacă am face o comparație, asta voiam să vă zic, același greșeală a făcut-o și Napoleon. Dar dacă tot a venit vorba, dacă e să-i judecăm
cu aceeași măsură pe Napoleon și pe Hitler. Nu, bineînțeles, fiindcă Napoleon totuși era un dictator tradițional, în timp ce Hitler, ca și Stalin, sunt criminali de război genocidari. Adică Stalin era un criminal pentru genocidul de clasă, de altfel eu am introdus pentru prima dată termenul genocidul de clasă în cartea Draculae ses Avatar, publicată la Paris. Din păcate, Stefan Courtois, care a publicat Dosarele negre ale comunismului, a luat de la mine, fiindcă ca director de recherche OSNRS eram pe aceea sală cu, mă rog, cu birourile alături de el și cunoștea cartea, a luat expresia, dar n-a spus de unde a luat-o, adică din cartea mea, care pentru prima dată numește genocidul de clasă, făcut de Stalin și de toți dictatorii comuniști. Deci Stalin este un genocidar pentru genocidul de clasă, Hitler este un genocidar pentru genocidul de rasă. De altfel, din punctul ăsta de vedere, Hitler a omorât, precum știți, nu știu câte milioane de evrei, dar și din alte popoare prin război, iar din alte puncte de vedere nu se compară cu Napoleon nici ca strateg, nici ca inteligență de organizare, nici ca nimic. După Hitler n-a rămas nimic decât crimele. După Napoleon a rămas totuși codul Napoleon, a rămas o anumită civilizație, etc. Nu e comparabil, să spunem așa. Plus că nu trebuie să comparăm. De altfel, nici cu Eminescu nu mi-au plăcut ce fac niciunii din criticii lui, niciun din laudatorii lui, când încearcă să-l pună la diapazon ori actuale. Nu este adevărat. Adică trebuie privit omul, fie că e un dictator, fie că e un rege, fie că este un poet, trebuie privit în vremea lui. Nu trebuie pus în alte chenare ale vremii care nu îi se potrivesc. Or, din punctul ăsta de vedere, este clar că Napoleon în vremea lui a fost într-un fel un dictator și un tiran, dar nu a ajuns cu tirania și cu opresiunea unde ajunsese Hitler, genocidarul de rasă, sau Lenin, Stalin, Trotsky, genocidarii de clasă, ca să nu mai vorbesc de Mao Zedong, de Pol Pot și de ceilalți, să spunem așa. Aceștia sunt genocidari, propriu zis, de dictator, da, da, da. Genocidari. Între Hitler și Stalin, acea, care a avut cea mai mare anvergură a crimei genocidare? Bineînțeles că din punct de vedere al statistic, Stalin este unul din cei mai mari criminali din istorie și din faptul că a avut mai mult timp. Nu uitați că Hitler a avut timp pentru crimele lui 12 ani, Stalin a avut 30. Deci nu se compară din punct de vedere statistic. Stalin a fost criminal, însă din punct de vedere moral, cred că trebuie puși pe același plan, Hitler pentru genocidul de rasă, Stalin pentru genocidul de clasă. Cum zic, noțiune pe care am utilizat-o pentru prima dată în cartea Draculae ses Avatar, publicată la Paris și tradusă și în România. Da, n-am mai apucat să spune mai multe titluri ale cărților dumneavoastră. Poate că ar fi putut să spunem ceva și despre poezie, dar aș putea să închei cu un vers. Chiar aș vrea să încheiați cu, pentru că nu mai avem mult, mai avem vreo două minute. Din poeziile mele, care este caracteristic și pentru viața mea. Blestemul mi-e în gol să vă caut, frântură de soare, spărtură de flaut. Atât mai spuneți. Eu cred că asta rezumă, într-un fel, viața și poetică și viața personală. Când mi-am văzut tatăl omorât în închisoarea de la Caransebe și dat afară la 14 ani din toate reședințele, și faptul că de la 8 septembrie 48, de când l-au arestat pe tata și a fost dat afară din toate reședințele, nu mai simt nicăieri acasă, nici la București, nici la Paris, niciunde, mă simt străin pretutindeni. Aici eram persecutat ca fiind de origine nesănătoasă și în Franța am contra mea două rasisme. Rasismul scurt, cum sunt critic
Qu'est-ce qu'il vient ici, ce professeur Metec, pour nous faire la leçon? Ce vine aici, profesorul ăsta Metec, să ne facă lecții sau să ne critique? Adică ei vroiau în Franța, când m-au primit, m-au invitat să fiu o glorie a lor, să critic numai dictatura comunistă. Am făcut-o în ziare importante, Le Monde, Le Figaro, etc., cele despre care vorbește Hera în denunțul lui, să zicem, către securitate. Însă, când am început să critic și abuzurile sistemului capitalist, atunci au vrut să-mi astupe gura dictatura sectorială reprezentată de prefectura de poliție din Paris și de serviciile speciale cu brasenement general. De altfel, eu am vorbit zilele trecute și cu președintele Academiei actuale din România. Domnul Ioan Aurel Pop. Am vorbit, nu-i cunosc valoarea și opera, deci poate dacă voi citi cărțile o să-mi dau seama dacă domeniul este mai îndepărtat de mine, însă i-am spus că ca profesor la Cluj și ca rector, dacă găsește, și asta vă spun și la televiziune, dacă găsiți aici un doctorant sau un tânăr universitar care să știe și românește și franțuzește și să aibă curajul să scrie o teză de doctorat, eu i-aș deschide arhiva mea de la Paris, unde sunt semnăturile oamenilor politici cei mai importanți, de pildă în Franța sunt semnăturile lui Giscard, a lui Chirac, a lui Mitterrand și a lui Chaban Delmas și ale altora, mulțumiri venite și din partea unor președinți al Statelor Unite, unde am avut o bursă Fulbright în 74 și mi s-a propus să rămân, dar nu mi-au plăcut unele aspecte nici de acolo, iar în Franța s-ar putea vedea ceva, scrisorile lor de felicitare pentru operele mele și pentru gloria mea pe de o parte, iar pe de altă parte notele pe care le-am obținut prin Comisia Națională de Informatică și Libertate de la Renseignement General, de Informații Generale, Serviciu Special, unde se arată că eram urmărit zi cu zi. Deci din punctul ăsta de vedere, asta arată și duplicitatea demagogiei occidentale, adică în vârfurile țării, președinți, miniștri, te felicită, în timp ce dictatura sectorială a poliției și serviciilor speciale te urmărește zi cu zi. De altfel, și Cioran este un caz caracteristic. Am scrisori de la Cioran, de altfel, de felicitări pentru cărțile mele, mă plimbam adesea cu el în grădina lui Luxembourg din Paris, de pildă. Să știi, acum eu am și scris, este caracteristic, am scris un articol, mi s-a cerut de la Le Monde, la moartea lui Cioran, că știam că suntem prieteni, un articol scurt, după o oră mi-a spus că nu-l iau. Mi l-au cerut la Figaro, după o oră a spus că nu-l iau. Până la urmă l-a luat L'Humanité. De ce nu l-au luat celelalte jurnale? Aici e cenzura. Fiindcă a scris la urmă că Cioran nu știa el însuși că era urmărit ilegal de urechi, adică telefonul lui era pus sub supraveghere în mod absurd la mai mult de 80 de ani și bolnav de Alzheimer. N-ar fi mai absurd dacă serviciile speciale franceze sau prefectura de poliție i-a supraveghea mormântul de la cimitirul Montparnasse. Ce credeți? Ar fi mai absurd dacă i-a supraveghea mormântul? Ar fi mai absurd decât ce au făcut? Așa am fi în plină atmosferă kafkiană. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, emisiunea noastră a luat sfârșit. Poate mai veni niciodată. Indiferent pe cine aș avea programat, dacă sunteți în perioada respectivă în București, trebuie să continuăm, pentru că asta a fost doar preambulul. Vă mulțumesc din suflet încă o dată. Stimați telespectatori, emisiunea noastră, din păcate, a luat sfârșit. Ne revedem săptămâna viitoare. Dar până atunci, nu uitați, ca să fii român, trebuie să poți. La revedere! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane.